Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Gelu Diaconu, a demontat astăzi în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București acuzațiile din rechizitorul DNA împotriva fostului ofițer SRI Daniel Dragomir. Audierea a avut loc în dosarul în care parchetul anticorupție cere executarea lui Daniel Dragomir. Acuzațiile DNA s-au bazat pe denunțul afaceristului Rami Gaziri. Afaceristul a susținut că fostul ofițer SRI Daniel Dragomir ar fi intervenit la fostul președinte ANAF în vederea rambursării de TVA. La audier, Gelu Diaconu a precizat că este posibil ca Dragomir să fi participat la întâlnire oficială pe care a avut-o cu fostul ambasador al Olandei, Matis van Bonze și Rami Gaziri, însă nu-și aduce aminte cu exactitate acest lucru. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a prezentat pe pagina sa de Facebook o adresă trimisă de ambasadorul Olandei, fostului șef al ANAF, în care cerea o reprogramare a întâlnirii, dar numele lui Dragomir nu figurează între persoanele invitate. Gelu Diaconu a fost întrebat dacă Daniel Dragomir sau soția acestuia au făcut vreo intervenție la el în favoarea lui Rami Gaziri. Fostul șef ANAF a negat, însă a făcut o dezvăluire despre fostul ambasador al Olandei. Exclus, nu au făcut. Ambasadorul Olandei, în schimb, da. Nu au făcut nicio intervenție direct sau indirect asupra mea în legătură cu activitatea ANAF sau în legătură cu altceva. Singurul care a făcut o intervenție asupra mea a fost ambasadorul Olandei. Mi s-a părut neuzuală intervenția ambasadorului, întrucât Gaziri nu era cetățean olandez, dar din ce am aflat în contextul întâlnirii, acesta avea relații cu firme olandeze, a spus Gelu Diaconu. Rami Gaziri, sau regele puiilor, cum era supranumit omul de afaceri libanez cu cetățenie franceză, a pus la punct o puternică rețea de evaziune fiscal în domeniul alimentar și a fost arestat în 2013 în al patrulea dosar deschis de DNA pe numele său. Audierea lui Gelu Diaconu a avut loc în cauza în care Daniel Dragomir a fost ținut 192 de zile în arest preventiv pentru ca în final să fie achitat la fond pentru toate acuzațiile pentru care fusese trimis după gratii, pe motiv că fapta nu există și nu există probe. Dragomir a primit doar o condamnare de un an cu suspendare pentru participație improprie la fals sub înscrisuri sub semnătură privată. Aceeași soluție a fost dispusă și față de soția lui Dragomir, Marinela Dragomir, la rândul ei trimis să judecată de DNA.